Isus, vița, noi, mlădițele. Binecuvântat să fie grădinarul nostru sfânt, care a poposit în vie să verifice mlădița dacă sevă și puterea de a rodi mai are sau uscată e în vie. Și stă Domnul și privește la lui mlădițe, care au fost cândva sădite și altoite apoi în mine. Dar deodată cu durere o privește, plânge și se întreabă: eu, vierul iscusit, nu accept mlădițe moarte. Eu doresc să fie în vie doar mlădițe altoite. Astăzi, eu, vierul, mlădița ta în taină o voi cerceta, dar oare cum te-oi găsi? O mlădiță altoită în mine pentru totdeauna sau doar în biserică creștine? Frate, soră și voi din popor, nu schimba vreodată traiectoria lăsată. Rămâi în permanență o mlădiță altoită în Hristos, fiindcă plinătatea întoarcerii la Dumnezeu este și rămâne pe vecie bogăția mlădiței altoite în mine. O, și câtă bucurie îmi aduce mlădița altoită în mine, încât revărs din abundență sevă și putere de rodire. Dar mă opresc ca un vier milos și verific fiecare mlădiță în parte. Mă uit mai întâi să văd sănătatea spirituală, căci doresc cu ardoare să aducă multă roadă. Dar te întreb, mlădiță, dorești ca eu să mă opresc și în dreptul tău? Să mai curăți, să mai tai lăstarii care sunt uscați? Căci eu curățesc în milă, chiar dacă te doare, ca tu mai apoi să aduci multă roadă. Bucură-te tu, mlădiță, de vierul la mlădița ta mai umblă, căci de roadă nu aduci, vei fi tăiat și aruncat apoi în foc. M-am oprit și aici în vie, chiar acum eu sunt prezent, dar durerea mi-e sfâșietoare, căci văzut am mulți lăstari fără sevă, fără rod și altoiți nu sunt în mine. O, Israel, mică turmă, mă voi ocupa de-aproape de mlădița fără rod
o voi curăța și puțin o va durea, căci cuptorul meu încins o va curăța, dându-i puterea și seva pentru a lăsa un rod bun în via mea. Dar te rog, mlădița mea, rezistă, nu murmura, căci puterea de a rodi eu, Hristos, ți-o-i dărui. Te voi îmbrăca cu sevă și chiar roada dragostei, ca să strălucești mai tare printre alți lăstari din vie. Dragostea se dă pe sine, deci renunță întâi la tine în favoarea altora. Roada dragostei atunci tu vei arăta. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. De aceea vin să curățesc mlădița care nu aduce rod. Eu, Hristos, am fost și sunt puterea și seva mlădiței din voi. Rămâneți dar în mine și dovediți aceasta prin viața voastră, căci toate mlădițele altoite în mine trebuie necurmat să umble în lumină. De ce umbli în întuneric, tu, mlădiță fără rod? Eu mai curăț și astăzi via. Vrei tu oare să mă lași? Împăratul David cu amar striga: câtă vreme am tăcut, mi se uscau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Un exemplu de urmat îl avem pe David, dar dacă tu te recunoști pe baza iubirii lui Hristos, vei fi o mlădiță altoită în El. O mlădiță altoită în Hristos trebuie să rămână în El cu orice preț, căci despărțiți de Hristos nu există viață. Și acum, la încheiere, o întrebare îți adresez. Ești mlădiță altoită în Hristos? Dacă nu, vierul taie mlădița neroditoare și în iazul cel cu foc tu vei arde, căci ești sec. Amin, amin.